Kirill Richter, este prima dumneavoastră vizită în România? Da, este prima dată când vin în București, în România, și sunt foarte entuziasmat. În cadrul evenimentului de la Palatul Bragadiru, îi veți avea ca partener pe violonista Alena Zinovieva și violoncelistul August Crepac, alături de care alcătuiți The Richter Trio. Cum s-a conturat această colaborare? Eu nu o percep ca pe o colaborare, ci mai degrabă ca pe o familie muzicală. Totul s-a petrecut în mod natural. Ne-am cunoscut cu 7 ani în urmă, când l-am rugat pe August să-mi cânte muzica. Am susținut multe concerte și turnee împreună și acum, da, venim în România cu cel mai important proiect din viața mea. Veți prezenta publicului lucrări incluse pe cel mai nou album intitulat Kronos, lansat în 2019. Cum a luat naștere acest album și care sunt principalele surse de inspirație în compozițiile dumneavoastră? Pentru albumul Kronos am cercetat tema timpului în diverse moduri, percepția mitologică a unei situații ipotetice în care îți imaginezi timpul ca pe o creatură vie cu care poți să vorbești și să-i pui diverse întrebări. Fiecare persoană percepe timpul diferit. Este conectat cu memoria noastră, cu locurile prin care am fost și cu tot ce ține de mediul înconjurător. Pentru mine, timpul este o sursă nesfârșită de inspirație, iar acest album reprezintă doar un început. În cadrul concertului vom interpreta și unele dintre cele mai recente compoziții ale mele, cum ar fi Seven Ages of Man, lucrare inspirată din textele lui William Shakespeare, și multe alte piese. Care este atmosfera pe care doriți să o creați pentru acest eveniment intitulat Sounds and Senses? Probabil că titlul vorbește de la sine. Pentru mine, existența presupune să fiu înconjurat de o lume a sunetelor, iar combinația duce la nașterea muzicii ce îmbogățește timpul. Îmi aduc aminte când am cântat prima dată la pian în casa bunicii mele, a fost un moment extraordinar, atunci când am apăsat clapa și a rezultat sunetul, acel sentiment magic că tu ai produs acel sunet. Sunetul se poate naște din orice și poate avea multe sensuri. Cum ați caracteriza genul dumneavoastră de muzică? Pentru mine este doar muzică instrumentală. Nu doresc să mă înregimentez într-un stil anume. Este o problemă cu care se confruntă toți compozitorii zilelor noastre. Muzica mea nu aparține neoclasicismului și nu are legătură cu Stravinsky sau Prokofiev. Nu se înscrie nici în minimalismul pur. Ar fi mai degrabă legată de noua simplitate. Eu încerc să folosesc melodia în toate lucrările. Un reporter a numit-o muzică minimalistă expresivă și cred că această caracterizare este cea mai apropiată de ceea ce doresc să exprim. Însă minimalism nu în sensul folosirii tehnicilor specifice, ci în sensul unei clarități a expresivității. Muzica înseamnă poveste, la fel ca și literatura sau poezia, însă este o poveste transpusă în limbaj muzical.